ce mai înseamnă astăzi un elev fericit. Uh, am constatat că e o temă grea, am constatat după ce am propus-o ca subiect, dar astăzi împreună aș vrea să răspundem puțin la această temă. Și ca să explorăm liniștiți această temă, care doar în aparență e simplă, voi incit să savurați postura cuiva care ia un copil de la școală după zi de activitate. Unii dintre dumneavoastră n-ați făcut asta, unii ați făcut-o de sute de mii de ori, da? Probabil că drumul a fost aglomerat, ziua de muncă a fost foarte densă, nimic de savurat aici, însă îmi imaginez că discuția pe care vreți să o purtați cu micul școlar, să-l numim generic mic școlar, nu poate să fie decât captivantă. Și hai să vedem pentru că au fost puse întrebări și avem o uh, parte de activitate interactivă, care ar fi prima dumneavoastră întrebare din debutul acestei conversații? Ce îl întrebați pe micul școlar prima dată când îl preluați din poarta școlii? Exact, vă mulțumesc mult, aveți un premiu pentru promptitudine și sprijin colegial. Este întrebarea pe care am primit-o și noi, ca elevi, de la părinții noștri și este întrebarea clasică din repertoriul oricărui însoțitor de copii de școlari. Este o întrebare pe care recunosc, nu ratează nici mințile care se laudă că sunt în de pedagogie. O punem cu toți. Și pentru că, cu o astfel de întrebare stereotip primește adesea un răspuns pe măsură, reacția pe care o primiți este răspunsul Bine! Sau Și nașpa! Sau, notați vă rog și cuvântul ăsta modern, sau varianta uh, uh, nerealist gonflată a zilelor noastre este super. Da? Ce ai făcut la școală? Super. Dacă e super, e de bine, nu? Vă ziceți și vă... Felicitați probabil în gând pentru învățătoarea aleasă care, iată, învață carte pe pâine și nici nu vine ăsta mic cu capul spart de la școală, da? Și copilul probabil se gândeaște la rândul lui și doamna ne-a întrebat lucrul ăsta cum suntem și am răspuns la fel, super sau bine și am desenat o față zâmbitoare, care sper că a apărut, pe o foaie. Dacă e cu față zâmbitoare, înseamnă că e de bine, nu? Dar ce înseamnă această față zâmbitoare? Ce se ascunde în spatele ei? Cum o operaționalizăm și cum o descompunem? Ca să știm ulterior să o compunem la loc și să o transformăm dintr-o frază stereotip într-o realitate a școlii pe care toți o dorim mai bună. Așadar, super! Cu S de la super, o să încep un joc didactic uh, al literelor și am această curiozitate câți dintre dumneavoastră sunt profesori sau lucrează în educație sau au o tangență cu educația? Uh, aceasta era speranța mea pentru că am un discurs destul de didactic și mi-era teamă că pierd publicul cu totul. Cel puțin trei pătrimi din public o să fie cu mine. Așadar, ce în spatele lui super, S de la super poate să fie și de la alte concepte. De la stimă de sine. Un copil, un elev fericit, este un elev cu o stimă de sine bună și stabilă. Adică are o încredere în potențialul lui, echilibrat, flatantă, se simte bine în propria viață și ca urmare se simte îndreptățit să aibă succes. Și de asemenea se simte îndreptățit să aibă uh, toate șansele să-și atingă scopurile. Și aici apare o primă nuanță. Care sunt aceste scopuri și cât de înalte sunt ele? Acum 130 de ani, un psiholog american ne povestea că stima de sine este un raport între realizări și pretenții. Și ne spunea, reduceți aspirațiile la zero și veți avea pământul la picioare. Cu alte cuvinte, contează extrem de mult cât de înalt în timp sau cât de jos. Această diferență de nivel nesesizată realist ne poate face curând nefericiți. Și este o zonă aspirațională, acest optim aspirațional este foarte greu de găsit. Școala poate să ajute aici, dumneavoastră, cei care ați ridicat mâinile, puteți face asta. E foarte important să ajutăm, de exemplu, o familie, cea despre care vorbea Aluziva, să construiască visuri mai mari, mai mari decât își imaginează Visuri pe care poate nu le poate trece de gardul casei, pentru că nici nu știe ce e dincolo. Școala poate să-l învețe pe copilul acela un vis mai mare pe care să-l atingă și să-l ajute să-l atingă, și visul odată atins ne poate face, cum altfel, decât fericiți. Și pentru că stima de sine este un concept care este născut într-o zodia balansului fin, mai apar alte nuanțe și veți observa, dacă sunteți vigilenți, și sper că sunteți, Că în tot ce voi spune astăzi, voi pune un mare accent pe balans, pe echilibru. Pentru mine, educația e cu E de la echilibru. Deci, nuanța care este vizează distanța între prea mult și prea puțin. Stima de sine poate să ajungă și la varianta de prea plin, care dă pe afară, de aroganță de performanță, de excelență infatuată. Sau poate să fie și în varianta de prea jos, care înseamnă autodepreciere. Un punct egal depărtat între aceste zone poate să-i asigure unui elev senzația de fericire. Bun. Trecem mai departe. S mai poate să fie și de la un alt concept. Dacă vorbim de fericire în școală, nu putem rata acest concept care ar însemna S de la o vă mulțumesc foarte mult. Stare de bine, da? Este un concept serios care a părut probabil ca o reacție de contrabalansare pentru excesul de intelectualism în școala românească. Pentru că ne împiedicam de prea mult academic, de prea multe cifre, a apărut această necesitate să punem acest accent și pe zona de stare de bine, adică zona aceea în care intră și capul nespart de adinauri, nu numai capul prinde formule. Uh, și aici, E clar că vorbim de un concept care are contribuții clare, o abordare care are contribuții clare la dezvoltarea potențialului elevilor. Dacă există stare de bine, dacă se simt bine, demonstrează cercetările și am pus una aici ca să vedeți că sunt de la universitate, demonstrează cercetările, învățarea este potențată și copilul este mai fericit. Aici e vorba de un studiu de 10 ani de literatură făcut de Universitatea din Oxford cercetătorii britanici, care vă să zică. Și concluzia este că da, starea de bine influențează învățarea. Dar iarăși avem nuanțe, pentru că da, diavolul pedagogiei stă în nuanțe. Starea de bine nu este o stare de fericire eternă care te invadează și care te poartă pe deasupra curiculumului școlar. Nu este o stare zen, nu este o stare de beatitudine pufoasă. Și nu Ajungi în starea de bine doar pentru că ți-ai propus. Dacă directorul unei școli pune în planul de dezvoltare instituțională această țintă și atât, sau scrie pe contrateapta unei scări, mesaje motivaționale și atât. Starea de bine este o rezultantă a multor lucruri care se întâmplă bine în școală și în armonie. De asemenea, starea de bine nu este generată de lipsa de standarde nu înseamnă note gonflate, nu ești neapărat bine și fericit dacă ai un curriculum care s-a relaxat extrem de mult, sau dacă mama îți spune, ia clasamentul și întoarce-l invers, pentru că erai penultimul, dar dacă îl întorci protectiv invers, ești pe locul 2. N-am sesizat fericirea în momentul acela din interacțiunea cu mama și atunci îmi imaginez că starea de bine vine și din ordine, din rigoare, și din ținte pe care ți le propui și pe care le duci mai departe. Bun. Și aici mai am o resursă care ne spune că nu trebuie neapărat, în ceea ce privește starea de bine, să avem acest contrabalans între premiant sau fericit. Știți, pe principiul ăla, nu contează dacă face carte, să fie el fericit la școală. Și am aici o scurtă povestire. Clasa nouă, diriginta le spune copil, părinților, la ședința cu părinții. Știți, liceul nostru e minunat. Vă felicităm că ați ajuns aici. Sunt licee care scot medici, cele de lângă Cismigiu, de exemplu. Sunt licee care scot informaticieni, cel de lângă Piața Victoriei. Liceul nostru scoate copii fericiți. Nu trebuie să fie o reacție de tipul ori-ori. Eu cred că este și-și poți să fii fericit și în absența rezultatelor, de asemenea poți să fii fericit și dacă ai rezultate foarte bune sau datorită lor. Bucuria pe care o ai când ți a ieșit ceva și când ți-ai atins un obiectiv e minunată. U din uh, cuvântul super poate să vină de la util. Spui lucruri care au relevanță pentru viața concretă sau pot să rezolve probleme caznice, poate să fie și uh, de la urcuș, dar eu am spus că este de la uimit. Copiii uimiți în și de învățare sunt fericiți. Și știm asta cu toții. Sunt atâtea studii care ne arată lucrul acesta, că învățăm mai bine științe dacă facem asta prin experimente sau ne apropiem de un text, dacă acesta are ceea ce Garner și colaboratorii spunea, detalii fascinante. Da? Curiozitatea asta este minunată și ar trebui să o cultivăm. Există un studiu citat pe slide care spune că la 5 ani copiii au 100 de întrebări pe oră, la 11 trec zile întregi și nu au întrebare. Deci curiozitatea scade. Bun, P din super și am ajuns la mijloc și timpul este mai rapid, trece mai repede când ești în partea asta a sălii decât dincolo, poate să vină de la pedagogie, dar e prodomo, nu insist, de la personalizare, când ai o haină curriculară care îți vine bine, care nu te strânge la umeri sau care nu-ți atârnă peste degete, ai șanse să fii fericit și, de asemenea, poate să vină, pentru mine e foarte important acest lucru, de la perseverență. Și da, pozele sunt din arsenalul propriu al familiei, te simți bine când ai făcut lucruri pentru care ai depus efort și care au însemnat un progres pentru tine. Copiii români au uitat de multe ori să facă acest lucru și am făcut o cercetare care este aceasta, un instrument de observare la clasă. Conform acestui instrument am dat scoruri de la ridicat la scăzut unor comportamente didactice observate. Și am constatat ceea ce vedeți pe slide, este un instrument creat și validat de o echipă a băncii mondiale, se cheamă TICI, scorul cel mai mic 2,2 din 5 l-a avut în România Perseverența. Fără Perseverență nu câștigi campionate mondiale, poate poți să fii fericit, dar fericirea pe care o ai din Perseverență merită luată în considerație. E e de la echilibru din punctul meu de vedere și am mai zis lucrul ăsta și vorbim de la echilibrele mari, la echilibrele mici, de la ce îmi descoperă singur, la ce îl învață profesorul, de la teste standardizate, la eseu, de la timp cu, cu sine sau lucru în grup, în toate trebuie să existe un echilibru. Și evident ați rezistat până aici, R poate să fie de la reușită recunoaștere, cât de importantă e recunoașterea, feedback Dat unui copil pentru a-l face fericit. Ok, acum că mai am trei minute, vreau să vă rog, și am ajuns la finalul lui Super, vreau să vă rog să ne întoarcem la începutul prezentării mele, atunci când v-am incitat să vedeți cum este însoțirea unui copil de la școală. Pot să risc să cred că ați văzut o școală care vă e familiară? Da. L-ați văzut poate pe copilul propriu sau, mă rog, ați văzut mașini, ați văzut o zonă urbană de cu care să familiarizați? Mi imaginez că da. Mă gândesc că da, vedem lumea prin propriile ferestre, cu propria lupă și dacă suntem în domeniul educației sau suntem cadre didactice, acest lucru nu trebuie să ne dea de gândit. Nu e întotdeauna așa. Lumea nu se vede prin propriile mele ferestre, lumea poate să aibă și o culoare gri, în care S poate să vină de la sărăcie, și am văzut, de la singurătate și nu cea care e pentru autoreglare, ci cea care doare, U poate să vină de la uitare, de la umilință, P de la povară, R de la respingere, război, refugiat, rușine și e pe care l-am lăsat special la coadă. Și la uh, coadă în acest cuvânt și l-am decupat, e E de data asta nu de la echilibru, ci din punctul meu de vedere este un E de la echitate. Pentru cazurile astea în care jocul literelor nu mai este atât de săltăresc și colorat ca înainte, cred că avem obligația acestui cuvânt educațional, E de la echitate. Dacă îi tratăm veritabil pe copii din punctul ăsta de vedere echitabil, ei au foarte multe șanse să fie fericiți. Pentru că, în esență, așa cum spuneam, cine nu-și dorește un copil fericit? Aceasta e prezentarea mea și aș vrea de data asta să vă mulțumesc, evident, și să vă rog ca de data asta să nu mi-ascultați sfatul și să nu fiți echilibrați. Vă rog să fiți excesiv de uh, generoși cu fețele zâmbitoare și să mi le dăruiți, pentru că dacă o faceți, le voi colecta cu mare respect, pentru că nu e așa, și aceste lucruri mici ne fac fericiți. Mulțumesc foarte mult.